Am vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Filipeni, Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3. Iată ce zice Duhul lui Dumnezeu începând cu versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel, zice Domnul. Amin. Tatăl nostru din ceruri, te rugăm în seara aceasta să ne dai descoperire dumnezeiască din cuvânt. Amin. Să faci prin Duhul Tău și prin Evanghelie să simțim cercetarea Duhului Tău. Amin. Să dai la o parte orice duh perturbator. Să treci dincolo de condiția noastră limitată ca oameni și să vorbești adunări în seara aceasta. Amin. Ne smerim înaintea Ta. Binecuvântăm numele Tău, Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. Așa cum spunea fratele Teofil, virozele ne-au făcut probleme și nu mai ocoli nici pe mine. Am plecat ieri la Arad, jumătate mort, numai că știam mașina drumul, de câte ori m-am dus la Arad și se pare cu cât mă duc spre casă, mă duc tot mai bine, sper să ajung sănătos. Mâine sunt la Românaș aici, lângă dumneavoastră, și apoi mă duc acasă, că sunt în localitatea Lucoșbuc și duminică seara sfârșim la Suceava și apoi chiar ne întoarcem acasă să pornim de luni, de acasă. Dar până atunci nădăjduim să ne vindecăm. Amin. Cea mai frumoasă stare este aceasta din adunare. Mă uitam la dumneavoastră și am un respect extraordinar să văd surori și frați care de când vin la Jibou vă văd în cor. Am așa un respect extraordinar că totdeauna mi s-a părut o stare înaltă să lauzi pe Dumnezeu. Întotdeauna m-am simțit onorat și niciodată invers, cum că eu aș face hatârul lui Dumnezeu să cânt, ci El să ne dea onoarea să cântăm laudele Lui. Întotdeauna m-am simțit foarte onorat și apreciez extraordinar de mult că unii ați putea să spune, știi, au mai trecut ani și ar trebui să vină și alții. Nu-i bai, să vină și alții, numai lângă dumneavoastră. Nu în loc, ci lângă. Mă rog să se întâmple asta cu noua generație și să dea Dumnezeu să se lărgească și hotarele împărăției lui Dumnezeu mântuind alți oameni. În seara aceasta o să ne uităm la o alergare încununată. O alergare încununată. Până când să ne uităm pe pasajul acesta, aș face câteva precizări cu privire la text ca să înțelegem de unde a venit ideea asta marelui bărbat care a scris cartea. Cel care a scris cartea este Saul din Tarsul Ciliciei, apostolul Pavel, cum îl cunoaștem noi din Scriptură. Bărbatul acesta, având convingerile lui, a plecat într-o vânătoare de creștini. După uciderea lui Ștefan din Fapte 7 și 8, unde avem episodul acela de o duritate chirurgicală, unde Ștefan este ucis cu pietre, râvna s-a mai aprins în Saul din Tars. El a fost reprezentantul Sanhedrinului la uciderea lui Ștefan și în momentul acela când a auzit și el cuvintele cu care a murit Ștefan și când a privit la imaginea aceea de neînțeles pentru el, sort de acreditare de la mai mari vremii de atunci, și-a pornit într-o vânătoare. Drumul pe care mergea în vânătoarea aceasta era spre Damascul Siriei. Pe drumul Damascului s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu.
Și când s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu, lupul a devenit miel. În Biblie sunt câteva convertiri cap-coadă. Prin aceasta, Duhul Sfânt a vrut să ne învețe ce înseamnă o convertire veritabilă. Care sunt pașii? Care sunt efectele? Cum trăiește apoi un convertit autentic? Așa avem realitatea aceasta exprimată și înțeleasă deductiv, că o credință autentică nu schimbă părul lupului. Adică nu te mulți dintr-o comunitate în alta. Te mulți dintr-o împărăție în alta. Ca să-l cităm tot pe Pavel în Coloseni 1:13, unde chiar el zice: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. În momentul în care lupul a fost transformat în miel, a început o alergare. O alergare contra cronometru și o alergare pe viață și pe moarte. Despre alergarea aceea Pavel a scris toată viața lui. Și într-un fel sau altul noi toți alergăm. Întrebarea care se pune este dacă alergarea mea și a dumneavoastră va fi o alergare încununată sau nu. Adică, dacă ar fi premierea seara asta, dacă ai căpăta premiul, despre asta discutăm. Eu aș vrea să mă uit în pasajul acesta și să vă spun trei criterii ale unei alergări încununate. Cum arată ea? N-am pretenția că lista e exhaustivă, eu vă spun doar trei, probabil că sunt mult mai multe, și anume, rațiunea alergării, renunțarea alergării și rânduiala alergării. Am pus cei trei R ca să reținem mai ușor. Rațiunea alergării, renunțarea alergării și rânduiala alergării. Și Apostolul Pavel, în momentul în care a început alergarea asta, ne-a tot scris despre ea. De ce îl urmez pe Pavel? Din pricina felului în care a sfârșit el alergarea. Vă aduceți aminte ce zice el în 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 6? Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Toată viața mea m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, am isprăvit alergarea. Acum mă așteaptă cununa. Din pricina acestui crez final al Apostolului Pavel, dați-mi voie să-i dau credit că asta este o alergare încununată. Că există, mai ales în era noastră unei confuzii extraordinare, există riscul să ai un fiasco în mână, fără să-ți dai seama. Toată viața să crezi că e original ce ai, că e real, și să te trezești în fața veșniciei, că trebuie să te trezești din beția asta religioasă. Că n-ai avut nimic în mână, că n-ai alergat o alergare sănătoasă. Te-ai zbătut, ai avut o alergare epuizantă, dar n-ai alergat în așa fel ca să capeți premiu. Dumneavoastră, cum alergați acum, credeți că ați căpăta? Dacă zic da, trebuie să aduc argumente, că nu-i destul. De aceea, într-un fel sau altul, toți vom sfârși alergarea și la sfârșitul alergării urmează premierea. Și de aceea este imperios necesar să alergăm, dar să alergăm cum trebuie să alergăm. Pavel obișnuia să spună: mă lupt, dar nu mă lupt așa, cu pumnul în vânt. Deci mai întâi aș vrea să ne uităm la rațiunea pentru care a alergat și pentru care ar trebui toți să alergăm. Pavel zice: eu nu alerg pentru că mai aleargă alții în sălaj. Eu nu alerg pentru că e fain la pocăiți, cântă fain, predică fain. Eu nu alerg pentru că aleargă și tata și mama. Eu nu alerg cu
alergătorii ăștia pentru că trebuie să mă mărit sau să mă însor. Că a apărut o nouă categorie de creștini. Ăștia nu știu că trebuie să pocăiască până când se mărită și se însoară. La ăștia le spun grijă că rămâneți neînsurați și nemăritate. Pentru că n-au înțeles care e rațiunea pentru care să aleargă. De ce ne înhămăm la alergarea asta? Păi, apostolul Pavel zice, eu fac un singur lucru, uitând ce e în urma mea și uitându-mă spre ce este înainte, alerg spre premiu. Rațiunea alergării, premiul în sine. De ce e important să fie premiu? Adică Pavel zice, eu alerg cu ochii acolo, nu aici. Toată viața mea mi-am fixat privirea acolo, că dacă nu ți-ai fixat privirea acolo, ai probleme aici. Eu nu alerg pentru ca să ajung membru în comitet. Sunt oameni care se supără teribil când nu ajung aici, ca la crucea lui Hristos când ajunge în comitet. Nu asta e rațiunea alergării. Să ajungi pe aici ceva. Nu, să ajungi acolo ceva. Pavel zice, rațiunea pentru care alerg e capătul de drum. Când capătul de drum e rațiunea alergării, șicanele de pe drum sunt în plan secundar. Bolile, valurile, cataclismele peste care toți vom trece sunt secundare, dragii mei. Creștinismul modern a adus printre noi o teologie păgubitoare și anume a transformat credința într-o formă de, într-un instrument de transformare a conjuncturilor ostile în favoarea noastră ca să ne fie confortabilă viața. Așa se face că noi prin credință credem că le putem schimba toate împotrivirile care ni le îngăduie Dumnezeu ca să ne fie nouă bine aici. Noi așa folosim credința. Credința, dragii mei, este un instrument pe care îl folosește, ni-l dăruiește Dumnezeu folosind conjuncturile ostile ale vieții să dăltuiască în noi chipul Lui ca să fim valizi pentru atunci și acolo. De aceea au zis promisiuni de genul, zice, nu știu, starea mărâtnii foarte greu, roagă-te mult, hai la biserică că Domnul schimbă. Nu, nu e adevărat asta. Nu e adevărat. S-ar putea să nu schimbe nimic. Și toată viața ta să mergi bolnav. Pentru că o alergare încununată e aia când rațiunea alergării nu-i confortul de aici. Noi prin credință vrem numai confort aici, dă-ne numai pace, liniște, ține numai la ucraineni. Nu cumva să treci pe la noi. Nu mă un pic te doare în coaste, Doamne, te rugăm că prin credință... Dar dacă Dumnezeu tocmai a îngăduit să treci printr-un val pentru că e interesat să ajungi acolo la premiere. Și când tu ceri încă o mașină, El îți dă încă o jordă. Și ți-o dă și pe spate. Nu-i place să te vadă suferind, dar e tare drag să te vadă mântuit. Și de aceea, zice Pavel, am suferit 40 de lovituri fără una, de 3 ori. S-o spart corabia cu mine în larg. Și te-ai mai dus la evanghelizare, ai mai rămas lângă Domnul, ai continuat să alergi. O, zice Pavel. Eu alergam pentru premiu, nu pentru confortul de aici. Seara asta, când noi te chemăm la Domnul Hristos, la o alergare extraordinară, noi te chemăm pentru un premiu. Premiile nu sunt aici. Știți, în sălile de curs, când, cum le zicem noi la ăștia care învață? Cum le ziceți voi la ăștia care tătă ziua citesc? Tocilar, vezi că știi? Tăt pățetul știut. Noi le zicem la ăștia tocilari și tocilarul tot stă în carte, tot stă în carte. Tu stai și bați mingea la jibou. Numai că vine ziua premierii, tu tot bați mingea. Ăla e dus la premiere. El vine cu diploma, vine cu coroana, tu bați mingea. Ăștia nici nu merg de obicei la ziua premierii care bat mingea.
Că oricum zic, ce e și aia, zice. E? Îi, dar nu-i pentru tine. Și asta e dureros. Apostolul Pavel zice, rațiunea pentru care alerg e premiul în sine. Eu nu alerg ca să schimb ostilitățile aici. Le suport toate astea. Când ați învățat să mergeți pe bicicletă, ce vă deranja grozav și vi se părea anapoda pur și simplu? Că vă zicea ăla care vă susținea până începeți să bughisiți. Ce vă zicea? Te ținea de șaua bicicletei și spunea, uite-te în față. Îl credeați dumneavoastră? Eu nu. Aoleu, auzi la ăsta, să-mi las eu roata din față? Păi roata nu se lasă, asta e a mea. Când te uitai la roată, când în cap. Când reușeai să-ți deschizi ochii, să vezi, începeai să trăiești. Bisericile moră și tu mori și eu. Când renunțăm, cum zice Radu Demetrescu Gir, nu ești învins atunci când sângeri, nici ochii înlăcrimați când țis, cele mai crâncene înfrângeri sunt renunțările la vis. Să te facă furtunile de azi să uiți premierea de mâine. Bătutul de minge în stradă să te lase să renunți la ziua premierii din final. Plăcerile de o clipă le numește Pavel ale păcatului să te despartă de ziua glorioasă. Să renunți la vis. Oameni care aleargă numai ca să le fie bine aici, asta nu e o alergare încununată. Oamenii adevărați, dragii mei, o alergare încununată și vă chem la ea, este alergarea aceea unde rațiunea în sine a alergării, rațiunea este premiul. Renunțând la orice altceva, nu cer nimic, numai premiu. În Biblie tot găsim adevărat, vă spun că și-au luat răsplata. Iar mai citești un pic, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Deci dacă faceți repetiție o lună și nu vă pune să cântați deloc, nu vă supărați. Eu ăștia mă sunt frat, atunci de ce mai fac, de ce? Calm, calm, că nu-i SRL-ul lui mama ta. Aici e biserica. Cineva mi-a zis, am avut săptămâna trecută evanghelizare și am chemat predicatorul la masă. Și mi-a zis, bă, frate Marcel, nu pot să rămân, era foarte de departe predicatorul, un prieten bun de-al meu. Și mi-a zis, da, ai un mare beneficiu seara asta, că Dumnezeu îți va răsplăti oricum acțiunea, că intenția e clar, 100%, și rămâi și cu mâncarea. Deci dumneavoastră rămâneți, și v-am dat pe dumneavoastră că vă socot prieten deja, dacă tot v-am început cu dumneavoastră, rămâneți și cu beneficiul acesta că v-ați antrenat, și nici n-aș depus efortul, că nu venim la spectacol. N-avem de ce să ne supărăm. Nu ne-a propus să dăm vreun spectacol. Când el va avea nevoie, să fiți gata, atâta tot. De-aia facem. Dacă duminica asta sau peste un an ai nevoie, să putem fi gata. De-aia ne ascuțim săbiile, dragii mei, ca în momentul în care se sună din trompetă să ne putem ridica în puterea Duhului. Așadar, apostolul Pavel zice, eu în alergarea aceasta, zice el, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu. Când el își încheie alergarea, zice, acum mă așteaptă, în 2 Timotei 4:8, zice, acum mă așteaptă cununa. Mântuirea în sine, Hristosul lui Dumnezeu în sine, e cununa noastră, e premiul nostru. Cununa pe care mi-o va da Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Dar ca să înțelegeți asta, am să vă citesc un text din Biblie, din lista titanilor credinței, că poate vă întrebați cum a fost posibil Pavel să accepte de atâtea ori să fie bătut cu 40 de lovituri fără una și tu să nu poți suporta un cuvânt în biserică. Cum e posibil? Oare să nu ne uităm în aceeași direcție? Am și eu orgoliu meu, l-auzi pe câte unul. M-a ofensat. Și tu ai ofensat pe mulți de multe ori, fii liniștit. Eu nu mă deranjez așa de repede.
Cum zice Solomon, că știe gura ta, zice, de câte ori și tu ai vorbit de răi pe altul. Rămâi liniștit, noi ne deranjăm prea devreme. Foarte repede ne simțim ofensați când alții, dragii mei, stăiați în două cu ferestreu. Vă rog să rămâneți liniștiți, ne deranjăm numai când nu suntem cu privirea îndreptată acolo. Dacă să înțelegeți asta, uitați-vă cu mine în lista titanilor credinței. Uitați-vă ce are de spus apostolul Pavel, vorbind despre titanii credinței, dragii mei, cum a fost posibil să-și lase țara, casa, neamul, cum e posibil să lași tot în urmă și să accesezi premiul acesta. Uitați-vă ce zice Scriptura în Evrei 11 cu 8. Zice, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Cum e posibil? Zice că el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Când au plecat de acasă și au fixat privirea acolo și nimeni nu le-a mai putut lua privirea de acolo. În seara asta vă chem la alergarea asta încununată. Dar alergarea asta încununată nu-i baptistă, penticostală, ortodoxă sau catolică, dragii mei. Alergarea asta încununată este în măsura în care premiul în sine e rațiunea alergării. De dragul premiului alerg. Și premiile astea nu se primesc aici, că premiile le împarte El, Maestatea Sa, Regele Universului. Și de aceea nu vă înfumurați, știi, că este așa că te unul zice, ai cântat grozav, da, zice, și eram un pic răgușit. Și la predicatori am auzit ăștia, fiți liniștiți. Grozav te folosește Dumnezeu, da, zice, și numai așa am frunzărit-o un pic, zice, acum. Să vezi ce se întâmplă când pun osul. Dragii mei, singurul care merită toată slava este cel care împarte cununi. E regele Universului. Alergare încununată ai atunci când rațiunea pentru care alergi îi premiu. Nu alergați pentru chiciuri omenești, nu umblați cu Dumnezeu ca să vă rezolve, ca să vă facă, că uneori credința n-are menirea, nu schimbă conjuncturile, ci ne schimbă mintea și inima. Să acceptăm că voia lui Dumnezeu pentru noi e bună, plăcută și desăvârșită. Creștinismul modern a venit cu promisiunea aceasta, da, zice, numai fă puternic, mult, că să vezi cum se schimbă. Nu, dragii mei, pentru că uitați-vă ce zice aici o listă a credinței, zice Evrei 11 cu 35, zice femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Apoi avem punct și virgulă și asta înseamnă că ideea continuă, dar pe un alt registru, adică tot prin credință înseamnă, dar uitați-vă ce se spune că s-a întâmplat. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Cum? Prin credință. Alții au suferit batjocuri prin credință, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, prin credință. Creștinismul modern a venit să ne spună că, cum, dacă ai avea credință... Nu știu ce spune creștinismul modern, eu vă citesc din Biblie. Prin credință unii au murit, au pribegit prin crepăturile pământului. Am auzit pe cineva întrebând acum retoric cumva, care dintre cei bolnavi au venit la Domnul Hristos și el a zis, nu-i voia mea să te vindec. Așa a apărut ideea asta a Evangheliei prosperității. Când Pavel îi lăsa pe tăți bolnavi care pe unde însuși Pavel a venit la Domnul în rugăciune de trei ori și Pavel a zis, Domnul a zis, na, harul meu să de ajuns, lasă țăpușul acolo că-i pus de mine și îți face bine. De aceea seara asta mă rog să alergați, dragii mei, nu să puneți condiții de genul acesta înaintea lui Dumnezeu, fă-mi, dă-mi, rezolvă-mi că mă pocăiesc. Nu, de dragul premiului să alergăm.
De dragul premiului. Însuși Domnul zice că pentru bucuria care era pusă înainte a disprețuit rușinea. El nu s-a uitat la acum și aici. El pentru ce era înainte. S-ar putea acum și aici să vină vremuri grele. Dar nimeni nu poate fura bucuria asta a premierii finale, dragii mei. Nimeni nu poate fura bucuria asta a premierii finale. Săptămâna asta nu-și propune altceva decât o invitație la alergare, o alergare pe viață și pe moarte, o alergare contra cronometru. Apostolul Pavel și apoi, mult înaintea lui, Avram, au renunțat la casă și la masă și la tot. Numai ca să își asigure premiul. Dumneavoastră când ați vrea, acum sau atunci? Știți că sunt oameni care vor ajunge atunci acolo și Domnul le va spune curat. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Este în Matei 13 o dezbatere extraordinară care se naște în urma unor pilde, pilda smochinului, și care declanșează un discurs extraordinar al Domnului, și apoi au venit noroadele la Domnul și au pus o întrebare: oare sunt mulți pe calea asta mântuirii? Și ce zice Domnul? Domnul nu zice dacă sunt mulți sau puțini. Domnul zice nevoiți-vă sau siliți-vă, dați-vă toți interesul, că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Pe de o parte, pe de altă parte, odată ce stăpânul se va scula și va închide ușa, iar voi veți fi afară și veți începe să bateți, dinăuntru vi se va răspunde: adevărat vă spun că nu vă cunosc, duceți-vă de la mine, voi toți lucrători ai fără de legii. Am văzut oameni care citează textul acesta îndulcind cumva textul: voi toți lucrători, voi toți cei care ați lucrat și fără de legea. Dar nu e asta în Biblie, e numai fără de lege, nu-i niciun și. De aceea seara asta v-aș invita și pe frații care călătoriți de mult să vă reevaluați poziția și să vă întrebați oare care e rațiunea pentru care alerg. Tu care ești tânăr și vrei să te botezi, că de ce? Că de ce vrei să înceapă alergarea asta și ce urmărești în ea? Crezi că vei reuși la examene fără să înveți cu Dumnezeu niciodată? El nu știe ce-i cu copiatul, el cu copy-paste nu merge. La el trebuie trudit, că numai transpirația e răsplătită, dragii mei. De aceea cultura generală nu se măsoară în metri pătrați de carte pe perete. Ați observat că toți oamenii care vorbesc la o cameră ce au în spate? Cărți. Cum ar fi să vorbească unul în bucătărie? Aș înțelege că ăsta își ajută nevasta, dar nu vrei niciunul acolo. Cărți în spate. Tâta să înghesuie până în cap acolo. Da, numai că nu așa se măsoară câte cărți sunt în spate, câte cărți sunt aici. Citite. Dacă ai cărți pe perete, ai parte. Dacă ai carte cu sensul că te-ai uitat prin ele. Seara asta, ați vrea să începeți alergarea asta? Adică conștienți fiind că premierea poate fi de seară la noapte. Noi cântăm într-o cântare, poate la noapte sau mâine, poate. S-ar întâmpla să vii. Haina e pătată. Nu mi-e curată. Cum să vin la premiu așa? Ce fac eu dacă vii? Dumneavoastră ce faceți? Deci făcând abstracție denominațională, noi ne angajăm, pocăința în sine este o angajare în cea mai extraordinară alergare, alergarea încununată. Dar alergarea încununată cu condiția ca rațiunea alergării să fie premiul în sine. Am citit despre prima femeie care a trecut canalul mânecii în not. Că și-a exprimat dorința să treacă, să înoate în Pacific, dintr-o insulă a Pacificului până pe coasta Californiei. Și-a înnotat vreo 15 ore, într-o zi cețoasă, teribilă. După 15 ore și-a anunțat intenția de a renunța. Au luat-o pe una din embarcațiunile care însoțeau aventura ei. Și când au luat-o pe barca asta, au constatat că mai era o jumătate de oră până la mal. La conferința de presă,
Fata a declarat că dacă ar fi avut posibilitatea să vadă malul, ar fi reușit să note. Dacă n-ai nimic în față, când n-ai spre ce să alergi, poți alerga? Dumneavoastră spre ce alergați? Când n-ai nimic, unii oameni nu pot alerga pentru că n-au nimic în față. E o credință lui acum și aici, ei n-au nimic acolo. Totul e acum, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Dar o alergare încurunată, aleargă spre ceva care e undeva. Și asta te înflăcărează, te animă într-o lume blazată, timorată, speriată. Ai ceva în față, vezi ceva ce nu se vede. Cine de aici nu știe ceea ce vă preocupați cu Biblia, istoria lui Ben-Hadad, împăratul Siriei, care era în război cu Israel. Oficiul profetic în Israel îl deținea Elisei în vremea aceea. Și e foarte interesant că Ben-Hadad și-a dat seama că cineva îi divulgă planurile de război. A făcut un consiliu de război și a zis, cine-i turnător în tabăra noastră? Un înțelept de la curte i-a spus, nimeni împărate, dar este cineva în tabăra cealaltă. Ăla știe și ce gândești tu în odaia ta de somn. Și-a zis, mergeți și prindeți-l și aduceți-l la mine. Și-au înconjurat Samaria pentru că profetul locuia în Samaria în vremea aceea. Primul care s-a trezit dimineață n-a fost Elisei, a fost slujitorul omului lui Dumnezeu. Și când ăsta s-a trezit dimineață, s-a uitat de jur împrejur și a văzut cai și călăreți și călărime și oaste, a exclamat următoarele cuvinte, ah, Domnul meu, ce vom face? Și ce se roagă omului Dumnezeu? Deschide-i ochii. De ce e important să ne deschidă Dumnezeu ochii? Pentru că dacă nu ne deschide Dumnezeu ochii, noi nu vedem ce nu se vede. Noi vorbim despre pocăință, despre cer, despre mântuire, despre viitor, despre viață veșnică. Dar dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii, tu zici, o veni cineva de dincolo? Seara asta e nevoie să ne deschide Dumnezeu ochii ca să vedem ziua premierii. Că altfel noi avem impresia că premierii e pe aici. Ne dăm ifose aici, ne vrem pretențiile aici, însă când te uiți în Biblie, zice Pavel, eu când mi-a deschis Dumnezeu ochii, eu am văzut premiu. Și nu m-a mai interesat că mă bat de 10 ori cu 40 de lovituri fără una, că am de suferit din pricina cui? A fraților mincinoși. Păi astea se exclud, nu? Astea merg împreună, frați mincinoși? Păi ori-s frați? Am zice noi, că îmi vine în minte acum, am fost plecat undeva din țară, nu foarte de mult, și am avut o întâlnire numai cu surorile. Cu surorile nu-i greu să ai o conferință, că le pornești și e ok, curge toată conferința. Tu după aia zici amin și te duci acasă. Când vin după masă bărbaților ăștia scocoși, niciunul n-are nicio problemă. Le-am zis, dar ele nu sunt nevestele voastre. Ba da, bun, dar ele mi-au zis că au foarte multe probleme, nu cu voi. Nu, zice, noi nu avem nimic. Cred că au suferă ele. Dar uitați ce întrebare mi-au pus surorile. Poate îmi dă cineva un răspuns. Frate Marcel, un soț pocăit poate fi dificil? Păi noi am zice, ori, cum să fie și pocăit și dificil? E valabil și pentru surori. Poate o soție să fie pocăită și să nu-i vezi dinții numai o dată în lună. Se poate? Dacă aș zice nu, ne-ar contesta realitatea. Cum totuși depășim frământările astea? Că târâm după noi natura asta și trebuie să o ducem până a venit Domnul. Cu privirea la premiu, dragii mei. În seara asta mă rog să ne deschidă Dumnezeu la toți ochii și să vedem. Să vedem că a pregătit ceva glorios, grandios. Și dacă n-ai ochii deschiși să vezi premiu, și eu tot îți spun și seara asta vei fi chemat, uită-te acolo, uită-te undeva în depărtare, ridică-ți ochii. Și dacă reușești să vezi ce nu se vede, ești un mântuit al Domnului. Dacă nu,
Toată viața ta vei căuta argumente. Și când un argument nu-i suficient, nici 100 nu vor fi. De aceea, seara asta, vă invit și pe cei tineri și pe cei mai în vârstă să reîncepeți alergarea aceasta. Știți cum zice Apostolul Pavel în Evrei 12:1? Și noi, dar fiind înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dar cum să alergi cu stăruință? Păi uitându-te spre ceva, fixându-ți reperul acela la capăt de drum. Dacă n-ai înspre ce alerga, eu mă îndoiesc că ești un alergător care vei primi premiu. Dacă toată viața cauți premierile aici, să îmbunezi inima lui Dumnezeu ca să-ți genereze o stare de confort, atunci, că noi așa ne-am obișnuit să spunem, ne-o binecuvânta Domnul și cu aia, și cu aia, și cu ailaltă, no, bun, dar parcă ne-ar trebui locul cu ăștia pe care nu e prea bine cuvântat prin crăpăturile pământului și parcă mi-ar fi greu să mă pun lângă Pavel care a primit 40 de lovituri fără una și mie numai un cuvânt și a spus de nu te duci frate păstor la ăla, eu aici nu mai vin. Sunt oameni extraordinar de sensibili. Dragii mei, am văzut că cineva a făcut așa o scurtătură pe internet, nu mai fiți așa sensibili, am predicat undeva. Tare ne deranjăm când alții au murit și mor. 2. Care-i renunțarea alergării? Odată unii nu alergă și nu pot că n-au înspre ce. Dar alții nu pot alerga pentru că niciodată n-au renunțat la trecut. Îs tot legați acolo. Am citit despre marea recesiune din America din anii 30, când alcoolul a fost interzis cu desăvârșire și bețivii mergeau în Canada peste lac și își cumpărau alcool. Și doi bețivi au urcat seara în barcă și au văzlit până dimineața. Și dimineața erau tot la mal. Au venit zorii, s-au trezit din beție, s-au uitat tot la mal, că n-au dezlegat barca. Întâmplarea e hazlie, dar e extrem de edificator. Că sunt pe aici oameni care nu reușesc să alerge. Pentru că niciodată n-o tăiat frânghia care e legat de trecut. Că seara asta ești aici, dar e lucruri care încă îți mognesc în minte și în inimă. Că încă n-ai înțeles ce zice profetul, să se lase cel rău de calea lui, omul nelegiuit de faptele lui rele, să se întoarcă la Dumnezeu, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și unii dintre dumneavoastră veți spune seara asta, premiul mi-ar trebui, dar mi-e drag alcoolul, mi-e drag tutunul, mi-e drag petrecerile, mi-e dragă viața, îmi plac viciile, îmi place hău, îmi place lumea. Și de aceea, oricât te străduiești, nu poți alerga pentru că niciodată n-ai rupt-o cu trecutul. S-ar putea să fii membru aici în adunarea asta. De fapt, frate Teofil, dacă ar veni Domnul seara asta, nu o să vă ceară registru de membri. Garantat că el vine cu propriile lui registre. Cu propriile lui registre. O să rămânem încremeniți când o să deschidă cartea vorbelor. Și o să spună, ați vrea să zicem că am venit de la Bistrița sau din Arad, că de acolo vin, să zic că am adus din Arad un aparat și încep cu mine, îl pui așa ca în lumea virtuală și ăsta ne proiectează ce am gândit de dimineață. Și stăm aici până mâine dimineață să ne uităm la gândurile noastre. Dumneavoastră ați vrea să vi le proiectăm. Și-o cumpăra frate de aici un dispozitiv special și îl punem așa și ne uităm la gânduri. Ați vrea să vi le vedeți. Nu că să vi le vedeți, că le știți, să le vedem și noi. No, vă dau o veste. Deja El le știe. Domnul Hristos le știe. Le-o cântărit toate acolo. Seara asta, dacă vrei alergare încununată, debarasează-te de trecut. Dezleagă-ți barca. Și las-o să meargă încet. Adevărat, s-ar putea să zici, n-am fost niciodată pe mare, nu-i bai, că-o promis că-i cu tine în fiecare zi cât vor ține aviacurile. Numai începe aventura asta cu Dumnezeu. Nu-ți fie frică că nu te pricepi, că nu știi, că ești stăpânit, dezleagă-o și lasă-o să meargă. Că
Că Domnul așa obișnuia să spună, vă aduceți aminte ce zice Ioan la învierea lui Lazar, ce-o zis? Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Unii oameni nu pot umbla pentru că niciodată nu și-au dezlegat barca. Ei spun, mergem și noi la biserică, citim și noi în Biblie, dar nu poți umbla, nu poți alerga, n-ai alergare încununată, pentru că niciodată nu ți-ai dezlegat barca, niciodată nu te-ai rupt de trecut. Noi cântăm în cântare că mi-ai șters pentru veci tot trecutul, sau mi-ai șters pentru veci tot trecutul prin sângele curs la calvar, dar te-ai dezlegat de trecut. Sunt acum lucruri care îți împiedică alergarea, lucruri care te împovărează, teribil. Ai vrea să alergi cu alții, dar nu poți ține ritmul. Vrei să mergi și tu la biserică cu ei, dar nu poți ține. Când auzi cum și peste săptămână aveți, câte programe, te crucești. No, zice, noi ne trezim târziu. De ce credeți că unii nu pot? Niciodată n-au rupt-o cu trecutul. Apostolul Pavel zice, am să mă laud cu două lucruri toată viața, slăbiciunile mele și crucea lui Hristos. Crucea asta lui Hristos a pus o stabilă între mine și lume. Eu am murit față de lume și lumea față de mine. Și noi cântăm la botez de obicei că înainte e crucea sau Iisus și în spate e lumea și înapoi eu nu voi da. Bagă seama ce spun în seara asta. Nu poți alerga pentru că niciodată n-ai rupt-o cu trecutul. Numai textul ăsta ne șochează când citim cam la ce a renunțat apostolul Pavel. Eu am smuls textul din context, dar îl așezăm înapoi că Pavel a avut grijă să ne spună la ce a renunțat el. Care sunt lucrurile la care ai renunțat, realitățile la care ai renunțat? Numai pentru că te interesa premiul. Nimeni nu renunță la ceva dacă nu descoperă o realitate mai valoroasă. Când ai descoperit premiul, absolut neamul tău, casa ta, religia ta, posesiunile devin secundare. Dar dacă n-ai descoperit nimic, oricât v-am spune noi în seara asta, nu le poți lăsa, că ele sunt valori pentru tine. Nu știu dacă am predicat aici despre Zacheu, dar am în altă parte, sigur, prin zonă pe aici, în baza cărui fapt Domnul a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Că ce? Ce-a văzut Domnul la el? Dintr-o dată Domnul devenise bogăția lui. Adică averea aia de dinainte, o zis asta, tot ce am eu acum, împart și dau la săraci. Dacă am nepăstuit sau nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătit. Ce s-a întâmplat? Hristos devenise comoara lui. Și când el e comoara, unde-i comoara? Acolo e inima, acolo e premiul, acolo e privirea. Și uitați-vă ce zice textul acesta despre renunțarea alergării, dragii mei. Uitați-vă la ce a renunțat apostolul Pavel, zice Filipeni 3:4. Zice, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El, premiul, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. De ce? Că devenise El comora ca să câștig pe Hristos. La ce ai renunțat? Am renunțat la neamul meu. Am renunțat la statutul meu spiritual, religios, eram fariseu. Fariseii, să știți că au fost asociați cu fățărnicia pentru că erau fățarnici, dar fariseismul
Era o partidă religioasă extrem de rigidă și de îngustă în Israel. Însă pentru că erau extrem de ipocriți în închinarea lor, au fost asociați cu fățarnicii. Și noi când vrem să-i spunem unui om că e fățarnic, cum îi zicem? Mă, fariseule. De fapt, nu-i zicem, bă, îngustule. Nu asta îi zicem. Pavel zice, eu am fost în cea mai religioasă partidă. Eu sunt evreu din evrei, nu sunt contrafăcut. Pedigree 100%. În ce privește neprihănirea care o dă legea? Eu sunt fără prihană. Am ajuns vreun așa? Că tot ne lăudăm cu religiile noastre, cu dependențele noastre, cu neamurile noastre, cu structurile noastre. Pavel zice, eu pe toate astea le-am socotit ca un gunoi. Seara asta, dacă ratezi premiul, știi de ce îl ratezi? Pentru că nu vrei să dezlegi barca și să renunți la cei pe malul ăsta. La statutul social, la neamul din care vii, religia care o ai. Pentru că încă nu ți-a deschis Dumnezeu ochii să vezi premiul. Când Dumnezeu deschide ochii și vezi premiul, toate astea le socotești ca un gunoi ca să-l poți apuca pe el cea mai mare comoară. La urma urmei, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Știți că tot am amintit despre Avram, poate vă întrebați, cum i-a renunțat la casa lui, la țara lui, la neamul lui? Cum? Cu ochii la premiu. Știți, în capitolul 23 din Genesa, când moare Sara, Avram se duce la fiul lui Het și spune, își asumă un statut ca un călător spre o altă destinație. Și tare mă doare de biserici care n-au nicio destinație. Și tare mă doare de frați care tot în clinciuri și în frământări din astea vremelnice și trecătoare și oameni care nu se uită niciodată acasă. Și de aia nu pot răbda frământările ușoare. Dar când mă uit la Avram, când s-a dus la fiul lui Het, o zis eu, străin și venetic printre voi, am uitat să-mi cumpăr cimitir, zice. Dați-mi un loc de îngropare să îmi rădic moarta și să o îngrop. Fiul lui Het se uită la Avram, străinul, veneticul, și spune, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu printre noi. Ia moarta și îngroapă în cel mai bun loc din țară. În sensul acesta înțeleg ce zice psalmistul, când străbat aceștia valea plângerii, transformă valea. Dumnezeu nu v-a lăsat la întâmplare. Nu te-a lăsat un tânăr într-o școală ca să te dai tu după școală. Să uite mama la tine dimineața să ameni cu unul din Gadara. Unde mergi? Zice, ești bă, săraca, bombă neia pe drum sau el. Zice, ai rămas în urmă, nu știe el. Acum nu te duci numai cu jumătate pantalonii la școală. Restul rămas prin magazine, nu știu. Sunt milă realmente. Ce-i cu ei? Ești numai cu jumătate pantalonii, tri sferi din rochie. Cu cât e mai rupt, sfârtecat pe toate părțile, e în ton cu vremurile. Dumnezeu te-a lăsat acolo ca un domnitor al lui Dumnezeu. Să duci o cultură cerească, să duci o gândire cerească, să duci împărăția lui Dumnezeu acolo, dar tu nu vrei. Pentru că nu vrei să renunți la trecut de aia. Ai vrea să mergi cu tătie. Numai că poarta e îngustă, calea e strâmtă. Și chinul e mare. Zice Traian Dorz sau Costache Ionit, zice, nu doar soldaților prin sorți cămașa albă și-o dă tu, ci tuturor, dar tu n-o porți și fără ea toți suntem morți, și eu, și tu. Azi el te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu. Ai vrea să renunți la tot și să îmbraci
neprihănirea lui. Că nu doar soldaților prin sorți. Vă aduceți aminte episodul acela când au tras la sorți pentru cămașa lui? Este și o poezie de acum celebră, cu ce mergi de la cruce? La unii o fi picat una din sandale, la altul un brâu, la altul. Cu atât te alegi, cu atât pleci. Asta e cu tot ce te alegi. Dumneavoastră, cu ce veți merge seara asta? Cum vă veți duce acasă? Seara asta e despre o alergare. E o alergare încununată. Rațiunea acestei alergări e premiul în sine. Nu alergăm pentru că-s mulți într-o parte și puțini în altă parte. Nu alergăm pentru că-i fain sau urât. Alergăm, dragii mei, din pricina premiului. E singurul lucru care ne interesează, ca la final să mi se dea premiu. De altfel, vom vedea un pic mai târziu că este chiar o invitație a Apostolului Pavel, alergați în așa fel ca să căpătați premiu. Înseamnă că alergarea asta e un pic diferită. Dumneavoastră alergați corect? Nu trișați pe drum. Că vorba profetului Osea, la urmă, la urmă, ce veți face la urmă? Așadar, există o renunțare a alergării, există rațiunea premiul în sine. Nu vreau să îndulcesc viața, nu de aceea îl urmăm pe Domnul, dragii mei. Cineva spunea că biserica nu va trece prin necazul cel mare, că nu poate mirele să-și chinuiască mireasa înainte de nuntă. Dar apoi apostolii n-or fi parte din mireasa, numai noi? Nici eu nu cred că biserica va trece prin necazul, dar teologiile astea sunt părțite, nu trebuie să credeți așa dumneavoastră. Dar nu de aia nu va trece, pentru că nu chinuie el mireasa, că mireasa nu suntem numai noi ăștia din 2023. Prea avem noi față de mireasă. Aș vrea seara asta să fie o seară de introspecție serioasă. Mireasa e pe măsura mirelui, seamănă cu el. Simțiți că semănați cu el. De aceea așa alergăm, dragii mei, că el e și premiu, el e și cale. El ni-l și dă premiu, e foarte interesant, va fi cerul. Renunțarea alergării. Apostolul Petru a venit la Domnul și a zis, noi am lăsat tot. Nu pistol întâmplă, dragii mei, numai cineva să vă întâlnească în stradă acum și să zică, te-au prostit ăștia? Ai fost și tu la ăștia? Deodată zicea, nu pot să mai rezist la o asemenea umilire. Vă readuc aminte că pe el l-au scuipat și l-au bătut. El, regele universului. El, regele universului. În seara asta, eu te rog să renunți nu ca un moft. Renunță la orice legătură, la orice te-ar împiedica să alergi cea mai extraordinară alergare. Renunță. Dacă ești orgolios în seara asta, renunță la orgolii, că nu-ți fac bine. Oricum ele nu-ți fac bine, dar nu te vor lăsa să alergi. Pune capul în jug. E foarte interesant că Domnul Iisus zice că dacă venim la El, El ne dă odihnă. E un paradox ceresc ăsta, numai că ne dă odihnă prin înjugare. Eu am crescut la țară și am rămas la țară. Mă simt foarte bine și mă laud cu asta, vorba unuia. Mă mândresc numai cu smerenia mea. Dar știu ce înseamnă când vrei animalul de povară să se odihnească, ce faci cu el? Păi ridici restieul din jug și scoți animalul din jug, dar la Hristos zice că el ne dă odihnă prin înjugare, să luăm jugul lui și sarcina lui. Și ce găsim dacă le luăm? Odihnă pentru suflet. Dacă ești împovărat seara asta, s-ar putea să alergi, dar nu ești înjugat. De aceea cântăm cântarea, ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând. Unii au zis că tăcând, nu tăcând, a rând. Da? Noi tot am adaptat cântări fără să judecăm. A rând trage, că tu trebuie să tragi brazdă. Cea mai grea povară e plugul,
pentru orice animal de povară. Trage lângă el arând. Că mulți au stat cu el la masă, dar prea puțini au tras la jug. De obicei, cei care nu-s cu capul în jug, ăștia au vreme să vorbească. Ăștia stau în sală care nu cântă la cor, apropo de cor, zice, ai simțit o falsat un pic. Tenorul nu a mers bine. Pe ăștia de obicei aș pofti numai duminică în cor și ca să-i liniștiți. Ia trece aici la o repetiție, 20, 100 și te lăsăm pe tine. Ați observat? Eu trebuie și la aia poezie, zice, vai șamar, eu de aia nu mă duc. Așa-i, când nu ești cu capul în jug, zice, bă, frate, Teofil, unde l-ai găsit pe ăsta de l-ai pus la predică? Da? Vrei să-l pui să se roage cu voce tare? Zice, eu nu pot. De ce face asta? Nu-i cu capul în jug. Când e cu capul în jug, atunci s-ar putea să se schimbe perspectiva. Renunțarea alergării. S-ar putea seara asta să nu poți alerga pentru că nu vezi nimic în față. Și în față e premiu. De aceea, Doamne, deschide ochii să vedem ce nu se vede. S-ar putea să nu poți alerga pentru că nu te-ai dezlegat de trecut. Așa-i, poate că ești aici botezat sau în altă parte, dar ți-e tare încălcită alergarea și tare blazată că niciodată nu te-ai desprins de statutul tău social, de poziția ta în neamul tău, de spiritualitatea ta. Și de aceea e foarte împovărător. Dezleagă barca. Diferența dintre religie și creștinism e una colosală. Religiile toate au în ele forțarea, truda oamenilor de a ajunge prin faptele lor la Dumnezeu. Creștinismul este dorința lui Dumnezeu de a ajunge la oameni prin Iisus Hristos. Și seara asta El vrea să ajungă până la inima ta, spunându-ți că nu există numai rațiunea alergării și renunțarea alergării, există și rânduieli după care trebuie să alergăm. Ce nu place societății noastre de astăzi? Ce nu ne plac? Drepturile? Drepturile ne plac la toți. Cât de multe? Iar ați auzit că s-au mai dat 2 zile libere la români. Așa duduie țara că numai de zile libere avem nevoie noi. S-au mai dat 2 zile libere. Toată lumea e bucuroasă, dragii mei. Că ce să stea? Drepturi. Dar îndatoriri. Noi nu putem alerga cum ne place, dragii mei. Trebuie să alergăm după rânduieli. Și Pavel chiar are o dezbatere extraordinară vis-a-vis de rânduieli, vorbind despre felul în care ne purtăm în relația cu Dumnezeu. Apoi ne uităm și în Filipeni, zice 2 Timotei capitolul 2 și versetul 5. Și cine luptă la jocuri, nu e încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Dar cine face rânduielile astea? Eu pot face reguli de circulație, spun, uite, mă grăbesc, îți plecat de mult de acasă, eu când vreau mă duc pe dreapta, când vreau mă duc pe stânga, ne-am făcut eu niște reguli. Ar funcționa? Nicio șansă. Din Arad până aici, eram mort tot la 5 minute. Cum de drumul spre cer nouă ne plac rânduielile noastre? Este în filozofie o chestie foarte interesantă care spune că adevărul este totdeauna logic, dar nu tot ce e logic e adevărat. Așa se face că noi am adoptat o sintagmă, oamenii care o imagine că Dumnezeu e în vârful muntelui, numai că Dumnezeu nu e în vârful muntelui, odată că e un fals asta, și că foarte multe cărări pleacă de la poalele muntelui și că toate ajung în vârf și toți ne închinăm la același Dumnezeu. No, asta e logic, nu e așa? Dar e adevărat? Nu. Spre cer, dragii mei, e numai o cale. Ca să fac o aplicație și la mine să nu se supere cineva, se spune că toți oamenii inteligenți au chelie, dar nu toți aia care au chelie sunt inteligenți. Și aș vrea seara asta
să te gândești într-un mod extraordinar, cât s-ar părea de logic ce ai în minte și în inimă. Să te întrebi dacă alergarea ta va fi încununată dacă alegi după rânduieli. Și adevărul este acesta, că rânduielile le face cel care împarte premii. Că nu putem noi să facem rânduielile și el să ne dea premiu. Ați văzut angajați în firmă care ar vrea să facă cum vor ei și șeful lor să le dea salarii cât de mari. Păi nu, cine dă banii face regula. No, cine împarte cunună face regulă. Și 3.000 de oameni, cel puțin, au venit la Apostolul Petru în Fapte 2 cu 37 să-l întrebe cum îi rânduia la asta. Ce ar trebui să facem? Că vrem să intrăm pe calea asta, vrem să alergăm și noi, dar care-i rânduiala? Și Apostolul Petru zice, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Hristos, apoi Duhul Sfânt vă va locui, veți deveni proprietatea lui Dumnezeu, temple ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când îmi spune că Dumnezeu mă locuiește, nu mă mai tem că n-o să pot umbla pe cale, că El în mine, dragii mei, e mai tare decât Cel care este în lume. Eu pot merge pe cale nu pentru că sunt special, eu plus El sunt special, fără El sunt un mare zero. Și așa ați fi și dumneavoastră. De aceea rânduielile, dragii mei, le stabilește Dumnezeu. Când Dumnezeu spune că pocăința, credința, că botezul sunt rânduieli, că nimeni nu poate altfel. Dar de ce ai pus rânduiala asta? Păi zice Pavel în Filipeni, pentru ca nu cumva să ne punem înainte o neprihănire a noastră care se capătă prin lege. Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel despre rânduieli. Zice, după ce zice că pentru el am pierdut tot și le socotesc ca un gunoi în 3 cu 8, apoi zice în capitolul 9, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, care mi-o dă lege, adică o neprihănire pe care mi-o câștig prin ce fac eu, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Asta e o rânduială. Nu o putem schimba. Nimeni nu poate mere cu șpesele lui, numai pe șpesele cerului. De aceea, dacă cineva în seara asta aici vrea să alerge plătind și în stânga și în dreapta și vrea să-și așeze înainte o neprihănire a lui, seara asta spune, există o rânduială, numai neprihănirea lui e de ajuns. Cred că v-am mai spus odată, am fost invitat în Transilvania într-o casă de cultură superbă la un concert de colinde și am cântat corul și fanfare și mi-a venit timpul să predic. Am avut un mesaj mai scurt pentru audiența de acolo. Apoi, după ce am avut mesajul, am ieșit în holurile casei de cultură, am băut un ceai, am socializat un pic cu cei de acolo și în timp ce vorbeam cu niște apropiați, a venit un domn și mi-a spus, domnule, la noi în zona aici e un punct de pelerinaj național. Aici, odată pe an, vin 10.000 de oameni. Anul trecut, în august, au fost 100.000 într-o zi. Drumul spre punctul apoteotic, spre vârful închinării, se face pe coate și pe genunchi, pe un drum pavat cu piatră cubică, parțial cu griblură. Mi-a zis, antebrațul tot, tibia, laba, piciorului, toate mi-au fost numai sânge, pentru că eu am făcut drumul ăla, domnule. Și acum te-ai trezit dumneata să vii seara asta să ne spui că totul e în zadar? Eu am vorbit foarte încet cu el, dar el o striga foarte tare și s-a adunat lume lângă noi. Și am spus fratelui care m-a dus cu mașina, du-te în mașină și adun Biblia înapoi, că vreau să-i citesc ceva omului ăsta. Și vă citesc și dumneavoastră în finalul sedii. Un text care e foarte, foarte cunoscut în Isaia 53, și versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și iată ce voiam să-i citesc. Și prin rănile lui, nu prin rănile dumneavoastră, domnule, numai rănile lui sunt de ajuns pentru premiu. Nu vă mai autoflagelați, nu vă mai amăgiți. Vrei premiu? Renunță la orice pretenție a ta și acceptă neprihănirea lui.
renunță la rănirea ta și acceptă rănile lui. Seara asta poate fi ultima care o avem și dimineață când o răsări zorii să fim chemați la ziua premierii. Dacă ai fost între mediocri și ai bătut mingea, e clar că te sperie ziua aceea. Dacă însă te străduiești și alergi, s-ar putea să nu poți alerga așa de tare, nu poți alerga așa ritmul de susținut, însă alergi. Uitând ce e în urma ta, dezleagă barca și dă-i drumul seara asta să navigheze înspre cea mai extraordinară aventură, spre cel mai extraordinar loc, locul premierii. Și când vei ajunge acasă, se vor citi numele, este și o cântare superbă. O cântăm destul de des, când se vor citi numele, asta e esențial. Când se vor citi numele, acolo-i fi. Și dumneavoastră, o alergare încununată, premiul rațiunii alergării, orice pretenție e renunțarea alergării și-s niște rânduieli. La rânduieli n-am mai zăbovit, le-am amintit doar citându-l pe Petru, credință și pocăință. Fiecare din voi să fie botezat, zice Petru, n-am făcut eu rânduiala. Și apoi zice, în ziua aceea s-au adaus la numărul ucenicilor aproape 3.000 de suflete. Știți ce au făcut ăștia? O căpătat vedere să vadă ce nu se vede? O căpătat credința să renunțe la tot? Și au început să navigheze, dragii mei, nedorind să se schimbe ostilitățile, ci să treacă prin ostilități spre ziua aceea mare. S-ar putea seara asta să fie ultima, nici nu știu câte ori mai fi. S-ar putea și să răsară zorii, dragii mei, dar fără noi sau chiar cu noi. Dar în seara aceasta te poftesc și te chem și te invit în cea mai extraordinară alergare. Vă rog pe frați și pe surori care alergați, dar poate că n-ați luat suficient în calcul rațiunea acestei alergări și uneori vă izbiți de tot felul de lucruri minore pe aici și vi se pare că vai ce aveți de suferit. Nu-i rolul credinței, dragii mei, să schimbe neapărat ostilitățile, ci să le facă cu putință de trecut. De aceea cei care plângeți, trebuie să plângeți cu nădejde. Aș vrea plânsul să se oprească, dar poate că nu s-a oprit niciodată. Aș vrea durerea să se încheie, dar s-ar putea să se încheie viața sub presiunea durerii. Aș vrea să fie numai liniște în căminile dumneavoastră, dar s-ar putea tot timpul să fie un tărăboi teribil. Singura modalitate de a face valea cu putință de trecut e să vă uitați acolo. Altfel vă veți prăbuși mai devreme sau mai târziu. Noi rămânem aici după final, cu toată oboseala. Dacă vrei și tu, nu te putem mântui, dar ne putem ruga pentru tine. E singurul drept care îl avem și uzăm de el atât cât se poate. Rămâi, te rog, la urmă să ne rugăm. Dacă simți că nu-i ce trebuie, dacă simți că seara asta, dacă ar fi premierea, ai ratat premierea. Că nu există rațiunea, nici renunțarea, nici rânduielile. Ți le-ai stabilit tu sau alergi după ureche. Rămâi la urmă. Nu mai vrem să ne rugăm. E tot ce putem face. Numele Domnului să fie slăvit. Inimile noastre să fie încurajate. Și dați la o parte orice piedică. Și păcatul care vă înfășoară. Și ne înfășoară așa de lesne. Și haideți să alergăm cu stăruință. În alergarea care ne stă înainte și în timpul scurt care a mai rămas. Amin. Amin.